Denis, bine ai venit la Cunoaște, Visează, Iubește. Îți dedic un întreg reportaj. De fapt, muncii de PR, pentru că sunt interesată să exploatez valențele pozitive ale muncii de PR. E o profesie care a intrat de mult în viața vedetelor, în rândul serviciilor pentru multe companii. Este o unealtă de lucru aproape cotidiană. Și pentru că am apelat la serviciile tale, am vrut să expunem povestea noastră și telespectatorilor mei. Ce înseamnă în general munca de PR și cum aplici toate cunoștințele pentru o persoană care vrea să-și exploateze lucruri neexploatate în ceea ce privește imaginea? Acum 3 ani de zile, când acest job m-a ales pe mine, și anume să devin PR, nu aș fi avut know-how necesar să fac PR pentru o vedetă sau o persoană publică, pentru că îți trebuiesc destul de multe angrenamente ca să poți să le pui cap la cap și să faci un refreshing sau să te ocupi în urmă de imaginea cuiva. Ai nevoie să ai o colaborare permanentă cu un salon de coafură, cu un spa, cu o sală de antrenamente, pentru că în momentul în care cineva vine la tine, trebuie să-i pui la dispoziție tot pachetul pe care l-ai tu, ca persoana respectivă să treacă prin toate transformările necesare, să-și atingă scopul, să ajungă exact cum i-ai propus tu sau, oricum, marea majoritate a cazurilor, cum a fost și cazul nostru. În prealabil am avut o întâlnire în care am discutat ce e mai bine pentru tine, ce știu eu să fac și împreună să le punem cap la cap și să iasă ceva nou pentru tine. Eu întotdeauna te-am admirat ca fiind o femeie puternică și independentă și tocmai de aceea ți-am propus o mică schimbare de look, pentru că nu contează vârsta, astea poți să le faci oricând, atâta timp cât tu te simți bine cu tine însuți și poți să aplici lucrurile necesare încât să-ți fie benefice ție. Pentru că dacă aveai nevoie de sală, din câte știu tu, ești oricum un fan al sportului, era mai greu să începi să faci un rebranding, așa, luându-te în forme acceptabile, în forme perfecte până la urmă. Nu e foarte greu. Contează foarte mult și ceea ce transmiți și contează foarte mult atitudinea. De exemplu, o cămașă Polina Vlădescu, cum ai tu acum pe tine, nu vine totuși bine oricui. Sau și ceilalți designer cu care noi vom colabora pe parcursul. Chiar am fost super încântată să alegem pentru astăzi o echipă autohtonă, total, din punct de vedere al atelierului de make-up, al tuturor hainelor pe care mi le-ai adus, un fotograf din România, toată lumea e din România și mi se pare extraordinar să realizăm între noi lucruri frumoase care arată la un nivel occidental, poate și peste uneori. Ținând cont că suntem extraordinar de eficienți, noi nu stăm pentru un shooting, după cum se va demonstra și astăzi, eu știu, de dimineață până seara, ne-am întâlnit la prânz, ai venit cu fotograful, cu hainele, am totală încredere în tine. Am o măsură care nu comportă mari dificultăți, deci sunt sigură că absolut toate hainele îmi vor veni bine. Și rămâne doar să-mi intru într-o stare ca fotografiile să scoată o nouă Luana așa la iveală, sau poate nu o nouă, pentru că sunt toate din mine, dar așa, cineva să-mi dea un imbold să le scot mai mult în evidență. Să fiu și copil, să fiu și mai, nu știu, cum îmi propui tu de fapt. Da, eu am ales să colaborăm cu tot ce ține de, până la urmă, de pe la noi, ca să zic așa, pentru că marea majoritate apelează la tot felul de concept store-uri sau magazine cu branduri aduse din afară. E cazul să ne promovăm și între noi, pentru că dacă noi nu ne promovăm între noi, degeaba mai facem lucrurile. Valorile nu urcă. Da, și oricum să pierd. Și e păcat, pentru că avem niște designer foarte pricepuți, gen Corina Vlădescu, Norina Stoica, Stefan Pelgăr, Venera Arapu, cu care tu ai ținutele din această emisiune. Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style. Totodată am ales să colaborăm cu un salon de make-up și hair express. E singurul de acest gen din România, cred. Este deschis de doar de 2 luni și în București, dintr-o amică de-a mea, Carina Călin, care mi-a propus acum o lună o colaborare și dacă tot avem o mică colaborare, zic, haideți să începem și cu... Adică aici te poți aranja până noaptea târziu. Dacă eu vreau să ies seara la un eveniment, nu trebuie să mă machiez de la ora 4. Pot să vin aici la ora 10:30, 11. Da, ăsta e avantajul salonului. Mm-hmm. În afară de asta arată foarte bine, adică e un loc foarte cozy. Da, e un atelier, practic.
Se simte o altă atmosferă. Da, nu vii, nu trebuie să te suni neapărat să-ți faci programare, intri și... realizezi ce-ți dorești. Da. Din punct de vedere al uneltelor, uneltelor de PR pe care le folosești, cât la sută e televiziune, cât la sută este online? Când faci PR nu prea poți să te folosești nici de online, la modul pe care le spui tu, și nici de televiziune, pentru că lucrurile trebuie să fie foarte palpabile. Aici rezultatele contează foarte mult și unele rezultate trebuie să fie imediate. Adică în momentul în care tu mi-ai spus, haide să facem colaborarea aceasta, eu nu puteam să stau să zic, hai să așteptăm o lună și să caut fotograf, să caut un salon. Nu, lucrurile le aveam deja la îndemână. Deci și asta... trebuie un portofoliu foarte larg. Da, trebuie un portofoliu foarte larg și cum spuneam și la început, trebuie să ai o bază de date a celor cu care poți să colaborezi. Eu cu fotograful din această zi, cu Popescu Bogdan, colaborez deja de aproape jumătate de an și am încredere deplină în el, pentru că contează foarte mult oamenii cu care lucrezi să și știe cum lucrezi. Să nu stai să vii și să nu știi ce-ți dorești de la ei. Pentru că dacă ai o colaborare strânsă și la lung, atunci toate lucrurile se pliază. Dar cu materialele pe care le adun în urma acestui shooting rezultă fotografii, în urma unor filmări rezultă reportaje. Ți se pare că succesul lor impactează mai mult publicul de televizor, publicul de mediu virtual? Din punctul meu de vedere, totul se va muta pe online. Și televiziunile au început să aibă emisiuni online și tu îți vei face o emisiune online. Lucrurile au această... e într-o continuă creștendă, pentru că foarte multă lume și majoritatea oamenilor care lucrează în corporații și, până la urmă, cei care au bani în momentul de față, sunt cei care n-au timp și stau foarte mult pe online și când își cumpără ceva și, de exemplu, dacă văd niște factori, niște vectori de imagine, cum e și tu de altfel, pot să zic că da, am văzut cămașa respectivă sau am văzut unde și-a făcut make-up-ul și data viitoare mă duc și eu pentru că am încredere, pentru că nu s-ar preta să se ducă într-un salon care nu corespunde cerințelor vedetei sau persoanei în cauză. Hainele le-am văzut cum stau și mi-a plăcut și mai ales, mă repet, nu... în afară de atitudine, spuneam mai devreme, trebuie să ai atitudine să le porți pe toate, contează foarte mult și cât de importantă ești tu și câți oameni ai tu ca și follow-up. Și odată ce tu transmiți lucrul ăsta mai departe pe un target, oamenii respectivi vor veni și automat tot ce ai promovat în momentul respectiv și pe toți cei care ai implicat în proiectul tău vor avea de câștigat. Plus că mai există un lucru foarte important. Pozele și videoclipul și tot automat că toți ceilalți care au participat la facerea lui vor promova pe canalele lor. Da, asta deci înseamnă se splituie că, practic în asta înseamnă că informația va fi disipată exact în direcțiile pe care ne le dorim toți și mai ales că lucrăm în același și avem o nișă, cum ai spus și tu. Pentru că, din păcate, acum nu putem să ne raportăm chiar la toți oamenii și nu toți oamenii, că, de exemplu, dacă te vede cineva din Oradea, nu o să vină să-și facă make-up-ul aici. Dacă te vede cineva... o popularitate generală. Generală, da. Dar cineva din Oradea poate să-și comande, de exemplu, ținuta pe care ai abordat-o tu sau bișterile pe care le porți sau să apeleze la serviciile unui fotograf care se poate... adică lucrurile au o continuitate. Capătă un feedback instant. Da. Oricum, mie mi se pare interesant să putem promova idei noi. Faptul că am intrat în acest atelier în afară de atmosferă m-a cucerit pur și simplu conceptul că pot veni și la o oră neconvențională, iar chiar și cineva din Oradea sau din orice oraș al țării poate împrumuta ideea. Ideile sunt libere și faptul că putem comunica atât de liber și atât de sincer și autentic mi se pare extraordinar, nu? Da, asta e un mare avantaj, da, apropo că ideile, da. Ar fi mai bine să pună și provincia în practică tot ce se întâmplă în București, pentru că lucrurile ar evolua și mai bine pentru noi toți până la urmă. Că, de exemplu, dacă ai vreo filmare în țară și găsești un salon care se comportă ca și acesta din București, automat că e în favoarea ta. Și dacă unuia îi vine ideea, hai de să fac și eu așa ceva, automat că e benefic pentru toată lumea. Mă gândesc că și în provincie sunt tot felul, în afară faptului că poate nu sunt evenimente atât de multe cum sunt în București sau tot felul de lansări, dar sunt botezuri, sunt nunți, sunt cununii, sunt evenimente multiple, personale, da, care oamenii oricum pot să apeleze la astfel de servicii și să ai o direcție bună. Ce să zic, abia aștept să fac poze și să dezvălui ce mai e pentru mine în meniul de astăzi cu PR-ul.
mai avem o surpriză, pentru că din câte m-am uitat și din câte te-am studiat, te individualizezi foarte bine și cu o imagine mai rock and roll așa și mai puternică. Și wow. În această cauză vom merge și într-un loc cu motociclete și mașini puternice. Wow, super, sună! Unde cred că te vei regăsi foarte mult, lăsând la o parte feminitatea și stilul de doamnă pe care îl abordez mai des. Mă gândesc că o astfel de atitudine nu ți-ar sta rău și totodată poți demonstra femeilor la o anumită vârstă, mame singure, cum ești și tu, că se pot reinventa pe parcursul și nu ai nevoie neapărat de un bărbat foarte puternic lângă tine, pentru că oricum se știe că o femeie puternică... O motocicletă sau o mașină suplinesc, da. Și oricum în spatele oricărui bărbat puternic există o femeie puternică, de ce nu în spatele oricărui femeie puternice poate să fie o personalitate și mai puternică, care se transmită... Mi se pare challenging ce spui tu. Și abia aștept. De obicei, fotografii n-au poze, cei care lucrează în televiziune n-au propriile videoclipuri și cred că e păcat că uităm deseori să ne ocupăm de noi înșine. Cred că e momentul să vorbim despre asocierea de imagine motor, imagine femeie. Care ar fi punctele cheie? Punctele cheie? Nu este un punct cheie. Există o femeie puternică lângă un motor și mai puternic. Mă simt atât de copleșită de mirosul acesta de piele, de lux, de motor, de vintage, pentru că sunt exponate diverse care creează atmosfera. Și e greu să te simți natural, pentru că nu e natura mea să fie și sincer, e prima oară, dar mă simt excepțional ca și stare de spirit. Cu siguranță că dacă aș zăbovi mai mult de jumătate de zi aici, m-aș obișnui foarte repede. Abia aștept să testez și starea de a fi on, adică să mergem puțin cu motorul să realizăm fotografii. Mă interesa așa ca alegeri de haine, de accesorii, ți-am zis, mă simt oarecum nefiresc, îmi place, e ceva nou cu totul. Cred că ar trebui să încerc și în viața de zi cu zi o ținută de genul ăsta. Tu ai motor? N-am motor, dar la anul o să am. Te mai bate gândul acum. Acum și mai mult, dar oricum vreau să dau și de ea. Aici e și un club și probabil dacă o să venim cu altă ocazie să filmăm, vom intra în detaliile unor persoane care an de an aleg cât un accesoriu nou, mai fac ceva la motor, merg undeva împreună și fiecare își șeruiește experiențele noi raportate la toate senzațiile care ți le poate crea o astfel de lume. Pe oricum, după cât ai observat, oricum grupul acesta al motocicliștilor este unul destul de restrâns și închis totodată și sunt foarte uniți. Așa că... dacă era vorba despre un târg și ca o femeie vine și se expune ca fotografie, ca imagine, mi se pare natural, dar sincer încă nu mă simt în largul meu cu toate cunoștințele care le-am eu despre... Știu, dar totul ține de atitudine și văd că ai atitudine necesară păi să poți... Păi stai că mă acomodez cu showroom-ul. Știi, când o să ies afară, deja m-am pregătit puțin și sunt convinsă că a fost o alegere super.
puteai să te uși pe motor, să, da, vezi, da, e, păi, să vezi senzația aia cu... Acum doar ne-am accesorizat și ne-am intrat. Senzația cu bucle în vânt. Da, da, da. Ești un personaj atipic pentru, pentru, da, motor în momentul de față. Abia aștept să fie și pozele. Cred că Bogdan o să aibă un rol major în shooting-ul ăsta. Da, Bogdan e încântat, e, da, fan, da, păi motoare. Da, păi aud tot timpul, da, că ne urmărește cu camera și o să realizăm cu siguranță niște poze memorabile, cel puțin pentru mine. Când v-am spus că nu mă simt bine în pielea mea aici, este mai mult decât perfect, întrucât în afară de exclusivitate și lux, simt mirosul libertății. Fotografiile opresc mereu clipe în zâmbet, viteză sau culoare. Clipe la care nu mai revii, dar pe care dorești să le ții minte întreaga viață.